Pentru că la întâlnirile cu oamenii în diferite raioane, în diferite sate, în permanență apare întrebarea. Oameni buni, în campaniile electorale, veniți și ne promiteți lucruri foarte bune. Ne-ați promis Moldova fără Voronin de un partid politic. V-ați mers și ați votat împreună cu Voronin. Ne-ați promis Moldova fără sărăcie. Moldova a ajuns cea mai săracă. Ne-ați promis Moldova cu locuri de muncă. Nu ați făcut locurile de muncă. Cum să vă credem? Nu vă mai credem. Și asta a fost unul dintre condițiile noastre când ne-am lansat în această campanie electorală, că pe lângă lucrul de bază pe care, sau mesajul de bază pe care îl avem privind organizarea unui referendum ca cetățenii să decidă viitorul acestei țări, ne-am asumat pe acest lucru și pe altele de care am menționat răspunderea penală. Ca oamenii într-adevăr să știe că dacă merge Corupceanu sau dacă merge alt candidat la funcția de deputat în Parlament, să știe că dânșii vor putea să-i tragă la răspundere pentru nerespectarea promisiunilor și ofertei electorale.